Doamnelor și domnilor, încep tragerile loto, alături de gazdele dumneavoastră, Silviu și Marian. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție Românii au noroc. Bună seara și bine v-am regăsit. România TV difuzează, așa cum v-a obișnuit, în seriile de joi și de duminică, tragerile loteriei române. Sperăm să vă schimbăm viața și în această seară și să aducem norocul în cât mai multe case de români. Pentru că și astăzi premiile puse în joc de Loteria Română sunt foarte atractive. La tragerile loto de joi 8 august 2019, Loteria Română a acordat peste 12.300 de câștiguri, în valoare totală de peste 698.000 de lei. În această seară, Loteria Română organizează tragerile speciale loto ale lunii august, pentru care pune la bătaie suplimentări importante. Astfel, la loto 6 din 49, fondul de câștiguri al categoriei 1 este suplimentat cu suma de 100.000 de lei, în timp ce la joker, fondul de câștiguri al categoriei 1 este suplimentat cu 50.000 de lei. Și la loto 5 din 40, să știi că Silvii se bucură de o suplimentare importantă a fondului de câștiguri, aferente primei categorii, evident, aceasta fiind cu 25 de lei mai mult astăzi. 25.000 de lei. De mii de lei, evident. O diferență mică, dar semnificativă. Dar foarte importantă. Sigur că da. Doamnelor și domnilor, tragerile din această seară vor fi supravegheate de o comisie specială. Permiteți să vă prezentăm membrii acestei comisii. Doamna Elena Ravinia Trușcă, din partea Ministerului Finanțelor Publice. Doamna Daniela Maria Guțer, din partea Ministerului Afacerilor Interne. Domnul Dumitru Constantin Boboc, reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Doamna Angelica Moia, de la Biroul Român de Metrologie Legală. Domnul Andrei Nourescu, din partea Ministerului Tineretului și Sportului, și doamna Claudia Ciubătaru, de la Compania Națională Loteria Română. Doamnelor și domnilor, da, în acest moment suntem cu toții gata să dăm startul tragerilor Loteriei Române și începem, ca de obicei, Silvi, cu tragerea Joker. La Joker, la categoria 1, avem un report de peste 13,67 milioane de lei, adică peste 2,89 milioane de euro. Fondul de câștiguri al categoriei 1 a fost suplimentat cu 50.000 de lei. Prima tragere se face din intervalul 1-20. A fost extras Jokerul 9. Mulțumim frumos, Lucian, așadar, Jokerul 9, vă reamintim, reportul categoriei 1 a jocului Joker din această seară este de peste 2,89 milioane de euro și pentru că este o tragere specială, așa cum v-am anunțat ceva mai devreme, fondul de câștiguri al categoriei 1 a fost suplimentat cu suma de 50.000 de lei. Foarte multe zerouri, cifre foarte mari, premii foarte mari, suplimentări de fonduri foarte mari. Doamnelor și domnilor, nu uitați însă să consultați și site-ul Loteriei Române, www.loto.ro, acolo puteți urmări regulamentele, toate informațiile importante despre jocurile noastre, utile pentru dumneavoastră atunci când nu cunoașteți în amănunt, intrați acolo pe site-ul nostru și verificați toate datele ca să fiți puși la curent cu toate detaliile. Haideți să vedem acum și celelalte norocoase, nu? Pentru că suntem gata să urmărim și cea de-a doua tragere din intervalul 1.45. Număr câștigător este 24. Cel de-al doilea număr câștigător este 23. Al treilea număr câștigător este 4. Al patrulea număr câștigător este 18. Și al cincilea număr câștigător este 32. Repetăm numerele câștigătoare ale tragerii 5 din 45 a jokerului de astăzi. 24, 23, 4, 18 și 32. Mulțumim și dacă tot am încheiat tragerea Joker, unde v-am vorbit de reportul impresionant de la categoria 1, trebuie să vă spunem că și la celelalte categorii sunt premii importante puse în joc și, bineînțeles,
câștigate. Câștigate. Zilele acestea am avut bucuria să-l cunoaștem pe câștigătorul premiului de categoria a treia la extragerea din 28 iulie în valoare de peste 56.000 de lei, care ne-a povestit cum a reușit o astfel de performanță. Salutare tuturor! După cum v-ați dat seama deja, dacă mă aflu aici, înseamnă că stau de vorbă cu un nou câștigător la jocurile organizate de Loteria Română. De data aceasta o să-l cunoașteți pe domnul Pușcaș Adrian Florin din Satul Mare, care a câștigat la Joker peste 56.000 de lei. În primul rând, felicitări și bine ați venit! Bună ziua! De când jucați la loto? De vreo 10 ani, 15. Ați mai câștigat până acum? Așa premiu mare niciodată. Ăsta e cel mai mare. Da. Jucați regulat, săptămânal sau? Da, cam în fiecare săptămână. Da. Joker e favoritul dumneavoastră sau jucați și la... Depinde la care este cel mai mare premiu. Acum Joker e mai mare și jucăm la Joker, dar jucăm și la 7 din 49 de obicei, da? Foarte adevărat. Numerele cum se aleg? Sincer, le-am ales din bol, acum, de data asta. Chiar din bol le-am luat așa și așa mi se pune merit. Ați prins la categoria a treia, ați fost relativ aproape de marele premiu, mai era puțin, dar... Chiar am avut și celălalt număr, dar în altă variantă. Era categoria întâi atunci. Bun, eu vă dau cecul, 56.000 de lei sunt ai dumneavoastră, nu înainte de a transmite un mesaj pentru telespectatorii noștri, dacă sunteți amabili. Ce să le spun, să aibă încredere și să joace, că se câștigă, într-adevăr. Felicitări, mulțumim, ăsta e cecul, îl cheltuiți cu grijă. Mulțumesc. Urmează cifrele care vă aduc noroc la tragerea Noroc Plus de astăzi. Mult succes tuturor! Începem cu cifra unităților, care este... 6. Cifra zecilor este... 9. Cifra sutelor este... 9. Cifra miilor este... 0. Cifra zecilor de mii este 8. Cifra sutelor de mii este 3. Așadar, numărul Noroc Plus de astăzi este 3, 8, 0, 9, 9 și 6. Mulțumim, Mihai, iar acum avem o nouă surpriză pentru toți jucătorii noștri, dar și pentru toți telespectatorii. România TV alături de noi în platou se află Siarela și Dragoș Bădoi. Bine ați revenit la noi. Ce ați mai făcut de când nu ne-am văzut, dragilor? V-am găsit, uitați, avem un nou proiect cu piesa Entia, un clip filmat în Grecia și Turcia. Da, ne-ați povestit că o să plecați. Tocmai ați spus la noi înainte să mergeți. Am filmat videoclipul în Grecia și deja acum suntem la S Music în Turcia, la cea mare casă de discuri din Turcia, alături de Tarkan. Și urmează să înceapă promovarea atât în Grecia și în Turcia, și precum și în alte țări. Da, chiar ne-ați făcut curioși. Eu zic să deja să trecem la treabă, nu? Și să vă auzim. Da. Siarela și Dragoș Bădoi. Get down.
Urmează tragerea Loto 5 din 40 de astăzi, unde reportul categoriei 1 este de peste 690.000 de lei, peste 146.000 de euro. Vă reamintesc, fondul de câștiguri al categoriei 1 a fost suplimentat cu 25.000 de lei. Primul număr câștigător este 26. Al doilea număr câștigător este 32. Al treilea număr câștigător este 35. Al patrulea număr câștigător este 22. Al cincilea număr câștigător este 40. Iar ultimul număr câștigător, al șaselea, este 38. Repetăm numerele câștigătoare. 26, 32, 35, 22, 40 și 38. Mihai, mulțumim! După cum mulți dintre dumneavoastră știu, sportul este unul dintre... Dintre zonele în care loteria română este foarte implicată de fiecare dată, în fiecare an, și ca atare și în acest an a fost implicați în evenimentul care ne-a făcut deja celebri, Brașov Cup 2019, Play the Game se numește, a 11-a ediție a turneului internațional de fotbal pentru copii și juniori. Avem de acolo câteva imagini în materialul următor, puteți vedea ce s-a întâmplat. Sunt și eu curioasă pentru că nu am fost acolo practic la eveniment, dar am auzit că s-au întâmplat lucruri extraordinare și merită să le vedem. Hai să vedem! Bună ziua, sunt Ciprian Jurubescu, directorul Comitetului de Organizare al competiției de fotbal pentru copii și juniori Brașov Cup. Ediția din 2019 a turneului Brașov Cup a ajuns la runda cu numărul 11. Vom avea în total peste 2000 de copii din 6 țări, timp de 4 weekenduri aici la Brașov, la baza sportivă Selta Brașov de la Terlungeni. Țările participante din acest an sunt România, Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina, Israel și Anglia. În total sunt 12 categorii de vârstă, unde se vor acorda premii în diplo, constând în diplome, cupe, medalii. De asemenea, pe această cale vreau să mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat Loteriei Române. Mă bucur că o instituție de anvergură se implică în dezvoltarea fotbalului juvenil și își îndreaptă atenția către viitor, către generațiile viitoare și către micuții fotbaliști. Urmează tragerea Super Noroc de astăzi. Avem în joc un report la categoria 1 de peste 25.000 de lei. Mult noroc tuturor! Cifra unităților este 1. Cifra zecilor este 4. Cifra sutelor este 3. Cifra miilor este 2. Cifra zecilor de mii este 7 și cifra sutelor de mii este 4. Așadar, numărul super noroc de astăzi este 4, 7, 2, 3, 4 și 1.
Mulțumim frumos, Mihai. Suplimentarea fondului de câștiguri la categoria 1 pentru jocurile Loto 6 din 49 Joker și 5 din 40 nu este singura surpriză de astăzi. Până la ultimele două trageri din această seară ne bucurăm de momentul artistic al unui nou invitat, Robert Iosifescu. Salut, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Ai o piesă nouță pe care vrei să ne prezinți astăzi și un proiect nou mai amplu din care această piesă face parte. Da. Single-ul Regret este cea mai nouă piesă a mea. Este o piesă reprezentativă pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, de statut social, și vorbește despre dragoste. Lucrez în paralel la un album. De când tu cânti la 13 ani, am înțeles. Da, cânt de la 13 ani, acum cânt la 21 de ani cu trupa Heavy Rotation și încerc să-mi fac un... Perfect, un bun. Haideți să ascultăm, dacă vă uitați bine la el, doamnelor și domnilor, aduce puțin așa cu Eduard Sanda, dacă, din profil. Haideți să-l ascultăm acum împreună pe Robert Iosifescu. Nisipul fin poartă nopți de suspin. Ce-au fost cândva între nu și da. Într-un vid infinit azi mă lupt să te uit și lovesc cu pumnii în perete. Pierdem timpul fără regrete. Strop de vină mai arde. Tu m-ai lăsat atunci să cad. N-ai simțit că asta doare. Cine a fost de vină oare? M-ai călcat în picioare. Ai ales un alt drum. Ai fugit de capul tău. Visele noastre sunt iar scrum. Urme de păcat în zadar. Strigă ce-a fost frumos. N-ai ascultat. Antidot. Cu tine-n gând nu mai știu cine sunt. Într-un vid infinit azi mă lupt să te uit și lovesc cu pumnii în perete. Pierd în timpul fără regrete. Strop de vină mai arde. Tu m-ai lăsat atunci să cad. N-ai simțit că asta doare. Cine a fost de vină oare? M-ai călcat în picioare. Ai ales un alt drum. Ai fugit de capul tău. Visele noastre sunt iar scum. Urme de păcat în zadar. Strigă ce-a fost frumos. N-ai ascultat de mine. Nisipul fin poartă nopți de suspin. Un
Un report cumulat atractiv și la tragerea noroc. Acesta este de peste 2,76 milioane de lei, adică peste 583 de mii de euro. Începem cu cifra unităților, care este 2. Cifra zecilor este 4. Cifra sutelor este 1. Cifra miilor, care este 1. Cifra zecilor de mii este 9. Cifra sutelor de mii este 7. Și cifra milioanelor, care este 8. Așadar, numărul noroc de astăzi este 8, 7, 9, 1, 1, 4 și 2. Mulțumim, Mihai, vă reamintim, doamnelor și domnilor, că a mai rămas o singură zi până când tradiționala caravană Loto 6 din 49 și reîncepe călătoria prin țară pentru a premia jucători de Loto 6 din 49 și noroc. Astfel, în perioada 12 august 1 septembrie, fiecare jucător care va fi surprins de echipa caravanei Loto 6 din 49 cu un bilet jucat și validat pentru următoarea tragere Loto 6 din 49 și următoarea tragere noroc va primi pe loc un premiu în valoare de 200 de lei. Pentru caravana Loto 6 din 49, Loteria Română pune la bătaie 150 de premii în valoare totală de 30.000 de lei. În emisiunea noastră vă vom ține la curent cu această nouă ediție a caravanei Loto 6 din 49. Acum ne pregătim pentru ultima dată, ultima și cea mai importantă tragere din această seară, Loto 6 din 49. Aici avem un report la categoria 1 de peste 2,6 milioane de lei, peste 550 de mii de euro, iar fondul de câștiguri al categoriei 1 a fost suplimentat cu 100 de mii de lei. Ce să mai încoaj încolo? Mult succes! Mult succes. Urmează ultima tragere din această seară, Loto 6 din 49. Multă baftă tuturor! Primul număr câștigător este 25. Al doilea număr câștigător este 45. Al treilea număr câștigător este 44. S-a extras și al patrulea număr câștigător, care este 37. Al cincilea număr câștigător este 27. Și al șaselea număr câștigător este 42. Repetăm numerele câștigătoare la 6 din 49. 25, 45, 44, 37, 27 și 42. Da, mulțumim, Mihai. Doamnelor și domnilor, România un noroc a ajuns la final. Sperăm că și astăzi Loteria Română a făcut fericiți cât mai mulți jucători. Ne revedem joi 15 august de la ora 18:15, când transmitem în direct la România TV următoarele trageri ale Loteriei Române. Până atunci, noi rămânem alături de Siare la și de Loteria Română, care vă schimbă viața. Nu uitați să urmăriți pe Siare la Oficial. La revedere! Fugi cu tine până la orizont. Când te uiți spre mine, mă fac să mă roșez de tot. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Vrei să ajungi la inima mea, te țin, am grijă să nu cazi. Știi că eu te-am ales, sigur cu tine mă potrivesc. Ești cealaltă jumătate, oare știi?
de mult te iubesc. Doar apar și simt că trăiesc. Îmi adus soarele noapte. Locul tău e rezervat în adâncul inimii. Mi-aduc aminte doi copii. Suntem și asta în prima zi. Și vreau să cred că împreună vom îmbătrâni. Știi că eu te-am ales. Sigur cu tine mă potrivesc. Eșată jumătate. Oare știi cât de mult te iubesc?